Că fumatul poate ucide nu mai este un secret pentru nimeni, chiar și așa viciul rămâne principala cauză de boală și deces. În fiecare oră, 5 români mor din cauza fumatului. Munțiți cu 24 de ore ale zilei și veți afla cam câți români mor pe zi din boli sau din contexte în care fumatul este identificat ca și vinovat major. Cancerul, bolile cardiovasculare, cele pulmonare cronice sunt doar câteva dintre afecțiunile care amenință tot mai mulți oameni ce fumează. În ciuda riscurilor, fumătorii recunosc că le este greu să renunțe la viciu. Este foarte greu să te lași de fumat, pentru că în realitate trebuie să-ți faci un calcul. Da? Ce câștigi și ce pierzi? Ce pierzi este o stare de bine care o ai la îndemână și ți-o poți oferi oricând și ce câștigi în realitate sunt niște beneficii, dar care apar pe termen lung, adică se remit o serie de boli sau îți poți conserva sănătatea o perioadă mai lungă, poți să te bucuri de o bătrânețe. Potrivit unor studii recente, un român fumează în medie aproape 15 țigări pe zi, peste media europeană. Ai noștri se apucă de fumat imediat după majorat, dar aproximativ 9% dintre aceștia încep la o vârstă sub 15 ani. Fumatul reprezintă cel mai grav factor de risc, ucigând anual peste 6 milioane de oameni la nivel global, mai mult decât infectările cu HIV, SIDA, malarie sau tuberculoză la un loc. Specialiștii responsabili la nivel mondial arată că, în lipsa unor acțiuni și măsuri, numărul celor uciși anual de acest viciu ar putea ajunge la peste 8 milioane în anul 2050.